Demarate în toamna anului 2007, lucrările de la campusul liceului cu program sportiv cuprind următoarele obiective: un teren de fotbal de 2500 de metri pătrați, două de handbal, un internat cu 100 de locuri, o cantină cu 50 de locuri și un amfiteatru cu 100 de locuri. În cursul zilei de ieri am semnat proiectul pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul proiectare execuție campus școlar al liceului program sportiv Suceava. Valoarea totală a contractului 17.899.791, din care e eligibil 10.460.915,63, neeligibil 7.142.202,55, și așa e formularul de raportare. La neeligibil intră și suma care a fost achitată, deci în acest neeligibil au fost achitate 6.620.438 până în prezent, ceea ce înseamnă un grad de execuție fizică de 47% din valoarea lucrărilor. Contribuția primăriei municipiului Suceava este 818.438,35 RON. Termen de finalizare, la fel, 31.12.2015. Așa cum am spus data trecută, încercăm să dăm dovadă de operativitate, celeritate maximă din partea primăriei. Am format comisiile de administrare a proiectului. Vom da ordinul din reînceperea lucrărilor și aici cred că se poate lucra și perioada de iarnă, având în vedere faptul că în mare parte clădirile sunt creionate, sunt la stadiul de roșu, se poate lucra, eu zic, foarte mult interior la partea de finisaje, dotări. Directorul liceului cu program sportiv Ioan Radu a început documentarea proiectului în urmă cu aproape un an de zile și se declară încântat de faptul că sportivii săi vor avea în sfârșit condiții bune de pregătire și cazare. Prin realizarea terenului de fotbal vom rezolva în primul rând problema celor de la secțiile de fotbal și rugby, care nu vor mai fi nevoiți să meargă prin alte părți. Suprafața de joc este esențială, dar dacă ne vor rămâne bani, ne-am dorit să mai facem vestiare și poate chiar o tribună. La fel vom descongestiona și sala de sport pe timpul zilei prin cele două terenuri de handbal din curtea interioară, a spus Ioan Radu.